Da, bună ziua, bun găsit la Zoom Sport, sunt Janina Iacob. Pe 5 august va fi un eveniment foarte important pentru handbalul românesc. Ramona Farcău se va retrage oficial din handbal și nu oricum, ci cu fast. Tocmai de aceea, handbalista și psihologul sportiv Andreea Sniatiuc au venit să ne vorbească despre mare acțiune. Evenimentul va fi organizat chiar de firma celor doi, RFH Sports and Management. Bună ziua, dragilor, bine ați venit la Zoom Sport! Bună ziua! Bună ziua, mulțumim. Bine v-am găsit! Aveți emoții că mai e un pic și e meciul de retragere al tău, Ram? Deocamdată emoții nu prea am. Probabil cu cât se apropie evenimentul, cu atât vor crește și emoțiile și cu siguranță apogeul va fi în ziua de 5 august. Acum suntem cumva focusați pe pregătirile pe care le mai avem de făcut în legătură cu evenimentul. Cât de greu a fost să organizați acest eveniment, dar în primul rând, cum v-a venit ideea să-l organizați? O să spun eu cum ne-a venit ideea. N-a fost ideea mea, a fost ideea lui Andreas. El mi-a spus așa, la un drum, să spun, ce ar fi dacă ți-aș organiza un meci de retragere. Și am zis, da, nu m-am gândit, n-au mai fost în handbalul românesc organizate evenimente de acest gen. Și am zis, da, cred că mi-ar plăcea. Acum rămâne să stabilim în ce condiții, unde, cu ce echipă și așa s-a născut ideea. Bun, creativ, Andreas. De ce să fac? nu degeaba este și psiholog sportiv. Cât de mult te-a ajutat pe tine, Andreas, faptul că de mulți ani ești printre sportivi și le știi psihologia, să zicem așa, în ceea ce ai avut de organizat alături de Ramona? Păi, cred că un psiholog, în general, lucrează cu idei și dacă ideile sunt bune și inovatoare, cu atât mai mult. Ideea a venit, hai să spunem că nu întâmplător, ci a fost așa o consecință a unor lucruri, în sensul că urmăresc cam ce se întâmplă prin lumea sportului la un nivel înalt și am zis dacă în altă parte se poate, atunci se poate și la noi. A fost mai degrabă așa o inițiativă la care așteptam un răspuns din partea Ramonei. A zis, ok, hai să ne gândim, uite, nu ți-e dor de Olchim? Ba da, și mie mi-e dor de Olchim, hai să încercăm să facem ceva cu Olchimul, pentru că așa ar fi frumos, acolo ai petrecut cea mai mare parte a timpului, acolo te simți cel mai bine. Noi am tot vorbit despre Olchim, pentru că e o chestie așa care ține de nostalgie, cu nostalgie în sport, și așa am dat, așa lua naștere ideea. Și de la idee la proiectul propriu-zis a fost un pas, pentru că am început să facem pași din aproape în aproape. Bun, emisfera dreaptă a creat, emisfera stângă a generat, materializat. Da. Exact. Bun, Ramona, dezbate-mi un pic, povestește-mi un pic despre acest eveniment. Se va numi Gala Campioanelor Olchim 2010. Va fi un meci între două echipe. O să te las pe tine să-mi zici mai mult. Da, se numește Gala Campioanelor Olchim 2010 pentru că mi-am dorit să mă retrag alături de echipa Olchimului din acel sezon cu care noi am jucat finala Ligii Campionilor. Au fost invitate toate fetele din echipa Olchimului de atunci. Toate au fost foarte încântate și au răspuns pozitiv invitației. Le vom avea pe toate la acest meci. În deschidere, tot așa, am avut o idee că am putea să promovăm tinerele talente și am hotărât că va fi un meci de deschidere între CS Chimia, Râmnicu Vâlcea, cele juniorele care au ieșit campioane naționale, și Energetic Râmnicu Vâlcea. Meci care va începe la 16:30. Vreau să mai specific că meciul va fi televizat, începând cu orele 19. Da, adică cred că e bine cine nu a reușit ca lumea să aibă acces la un astfel de eveniment în cazul în care nu se poate deplasa sau nu mai prinde bilete pentru a-l vedea live. Am înțeles. Apropo de bilete, cât costă un bilet? 15 lei, primele 1500 de bilete, s-au dat vreo 800 și ceva în momentul de față. Estimăm că sala va fi plină la momentul respectiv. 15 lei? Adică nu 150 de lei, nu, 15 lei. 1,5 și atât. Campioanele e un preț simbolic. E un preț modic și lumea, e normal, adică ne dorim ca lumea chiar să aibă acces, să vină și să se bucure de momentul respectiv.
Bun, noi avem filmulețul de prezentare de la voi, bineînțeles, da. De la compania voastră, da. Pentru că tot aveam așa o discuție amuzantă înainte de emisiune. Vedem filmul de prezentare și apoi ne întoarcem. Ce nume! Ungureanu, Tornai, Huțupan, Luca, Manea, Stanca, Brădeanu, Neagu, incredibil, toate la un loc. Da, aș vrea să fac o remarcă. Mica Brădeanu nu făcea parte atunci din echipa noastră, însă da. Având în vedere că de la junioare și până la senioare am petrecut mulți ani împreună pe terenul de handbal, va fi invitata mea specială la eveniment și se va retrage și alături de mine. Da, exact, și vorbea că bine, ea a avut la trofeul Carpați oarecum un meci de retragere, dar da. E cu atât mai frumos cu cât acum va fi alături de tine și veți împărtăși împreună da. Acest moment. Emoțiile. Exact. Vorbeam și înainte să înceapă emisiunea, cât de greu ți-a fost ție să le aduci pe toate la un loc, pe aceste jucătoare. E vară, lumea mai pleacă în vacanță, alta, nu știu, poate se căsătorește, alta a născut. Sunt diverse probleme da. Ale oamenilor. Feedback-ul fetelor a fost unul pozitiv. Nu au existat probleme de genul. Nimeni nu a refuzat un astfel de eveniment. Reîntâlnirea după 10 ani, după 7 ani, pardon, din exact. 2010. Problema e acum că unele echipe și-au început pregătirea, au meciuri de pregătire, însă am reușit să luăm legătura cu conducătorii și antrenorii cluburilor de unde vor veni jucătoarele și s-a rezolvat. Și le mulțumim, pentru disponibilitatea de a lăsa fetele să vină la un astfel de eveniment. Andreas, pentru tine cu atât mai mare mândria se mărește pe zi ce trece cu cât totul a plecat de la un flash, de la o idee, nu? Da. Asta mă gândesc. Ionela Stanca, ai reușit să o aduci din Franța, unde are acolo familie, mai joacă, ce mai da, face? Da, mai joacă, cred că va juca și sezonul viitor în Liga 2 în Franța, însă se ocupă și de niște copii, are grupe de copii și antrenează acolo, va fi și ea prezentă, abia așteaptă, de fapt toate fetele abia așteaptă să ne revedem, ne vom întâlni de vineri, 4 august, și să vedem în funcție de domnul Voinea, ce program va stabili, câte antrenamente, ședință psihologică. Da, foarte interesant. Și Radu Voinea chiar va fi acolo pe bancă ca și cum va da indicații, nu? Bineînțeles, chiar ne va da indicații, adică va fi un meci pe bune între Olchim 2010 și actuala echipă a HCM Râmnicu-Vâlcea. Bun, din punct de vedere fizic, toate sunteți bănuiesc în regulă, nu o să fie ceva, stai că mă doare spatele, hai nu, că mă nu doare vor piciorul. Fi probleme. Fetele au început să se antreneze, cele care nu mai sunt în activitate.
mare parte dintre ele încă sunt în activitate, așa că nu vor fi probleme. A, foarte interesant. Deci unele au început deja să se antreneze pentru meciul de pe 5 august. Bineînțeles, bineînțeles. Îți dai seama câte schimbări am antrenat în viața oamenilor. Au plecat de acasă, s-au apucat iar de sport. Bine, știi cum e? Când schimbările sunt pozitive. Exact, când schimbările sunt pozitive și spre binele lor suprem, ca să zic așa, nimic nu mai poate fi de combătut. Ramu, povestește-mi un pic de ce ți-a venit să te retragi, pentru că tu te văd fizic, arăt foarte bine, dorință de a juca handbal, iată că încă o ai odată ce ai decis ca acest meci să fie foarte aproape meciul tău de retragere. De unde au pornit așa aceste sentimente de a te retrage din handbal? Să spun așa, mi-a fost greu să mă decid pentru orice sportiv, când vine momentul final e puțin mai greu. Însă am mai spus-o și mă repet, în ultimii ani m-am confruntat cu fel de probleme și nu mi se pare normal ceea ce se întâmplă, ceea ce li se întâmplă sportivilor. Eu cred că un sportiv trebuie să fie concentrat și focusat pe ceea ce are el de făcut pe teren și nu... Eu am avut probleme financiare, de gen financiar, în care în 15 luni cred că am luat 5 salarii. Și nu mi se pare normal să mă confrunt cu astfel de situații, așa că am zis că e timpul să mă reorientez spre altceva. Am înțeles. Aceste probleme le-ai întâmpinat probabil și la Brăila și cu siguranță și la Dinamo, ultima ta echipă. La Ploiești? Și, da, și la Dinamo. Da, la Brăila n-au fost, după aia au apărut. Au fost și la Brăila, însă s-au rezolvat pe cale amiabilă, tot a fost ok. Noi, sportivii, înțelegem că pot exista și astfel de probleme. Ideea este că cumva trebuie să știi să aplanezi conflictele între conducere și sportivi, nu să le lași să se multiplice și să nu reușești să le ții cumva în mână. Uite, Andreas, că tu ești psiholog sportiv. Cum gestionezi percepția unui sportiv vis-a-vis de o situație de genul acesta? Are probleme financiare cu echipa, dar își dorește încă să mai facă sport. Bine, ce depinde face? În ce situație e sportivul respectiv și în ce moment al carierei, pentru că dacă, am fost sincer, e greu pentru oricine, nu pentru un sportiv, pentru orice om, pentru orice angajat, să mergi la muncă o lună, două, trei, patru, cinci, șase și să ți se spună săptămâna viitoare primești banii, cealaltă luna viitoare, hai că semnăm un contract. Adică sportivul trebuie să stea focusat pe ce are de făcut, nu să se gândească la, nu știu, remunerația pe care trebuie să o primească și așa mai departe. Dar ideea e în felul următor. În ce moment al carierei este sportivul? Pentru că dacă ești la început de drum, când valoarea banului are altă semnificație și poți eventual să pleci într-un campionat mai puternic, la o echipă mai stabilă din punct de vedere financiar, lucrurile astea pot acționa ca și factor motivator. În cazul în care, uite cum a fost cazul Ramonei, când ai în spate o carieră de 20 de ani de handbal și ești respectat și ai un statut, ok, înțelegi toată situația, dar ne-am țoară o vorbă, ceea ce nu poți împiedica grăbește. Adică dacă 16 luni de zile sau 15 luni de zile cât s-a confruntat cu problemele alea, nu s-a schimbat nimic, e clar că nu se va mai schimba ceva și atunci e cazul să schimbi drumul. Depinde ce fază se află sportivul, dacă e la început de drum, dacă e la final de contract, dacă e junior, dacă e la finalul carierei. Da, important e să găsești tot timpul o motivație să schimbi. Ori să schimbi clubul, ori să schimbi, nu știu, mediul în care te desfășori, ori să schimbi direcția, nu știu, pentru sportivii care sunt la final de contract și aici de carieră, pardon, aici și cazul Ramonei. Să găsești tot timpul motivația de a face ceva, să nu cazi și să te complaci în situația de a deveni mediocru, pentru că cei care te conduc sunt mediocri. Înțeles. Cât de mult te-a ajutat pe tine, Ramo, faptul că ai un psiholog sportiv în viața ta? Foarte mult, foarte mult. M-a ajutat cumva să am o direcție și să... Bine, știam ce vreau să fac, însă m-a ajutat foarte mult în privința asta. Iar după ce vom termina cu... se va termina evenimentul, vom deschide și un club sportiv în care vom avea și handbal feminin și handbal masculin, două secții, iar cu timpul probabil că vom avea mai multe sporturi. Vom deschide și în alte direcții. Da, asta și vreau să vă întreb, că tot ai ajutat totul pe Ramu să vadă și altă perspectivă a lucrurilor sau a handbalului de după retragere. Da.
Ce implică acest lucru? Că bănuiesc că și aici nu e destul de ușor să îți creezi un brand, de la brand să aduci copii, să intri în legătură cu părinții, că na, copiii, da, părinții, da, îi aduc. Cum, cât de greu e de lucrat la acest proiect? Nu știu, când ești motivat, totul e ușor. Și implică viziune, ambiție, dorință, inițiativă, în primul rând, că nu poți să faci nimic dacă nu ai inițiativă, nu pică nimic de sus. Și lucrurile se schimbă pe parcurs. E ca un puzzle imens în care începi să adun bucățele, să le pui pe planșe și să descoperi din când în când că se configurează imaginea pe care ți-o dorești. Bun, deci ca să înțeleg clar, va fi o școală de handbal care se va numi Ramona Farcău? Nu se va numi Ramona Farcău. Deocamdată nu dezvăluim numele. Am înțeles. Însă vreau să punctez faptul că vrem să facem o altfel de școală de handbal. Adică nu va fi doar handbal, avem în plan să facem tot felul de programe educaționale, team building-uri cu copii, adică va fi o altfel de școală de sport, să spun așa. Că... Și va fi un club în care, să spunem și asta, vor fi implicați și alți sportivi de renume. A. Veți vedea undeva spre finalul lunii septembrie, va fi o lansare oficială, o conferință de presă la care sunteți invitați. Mulțumim frumos! Da. Deci o să fie sport combinat destul de frumos cu partea de dezvoltare. Exact. De dezvoltare. Da. Pentru că vrem în primul rând să îi formăm ca și oameni, pentru că dacă reușesc să aibă o direcție în viață, cu siguranță vor reuși și dacă optează pentru un sport de performanță, vor reuși și în cariera sportivă. Vezi, Ramona, cum e viața, Dumnezeu ți-a dintr-o parte, dar îți dă din cealaltă. Da. Te-ai gândit că nimic nu e întâmplător? M-am gândit, da. Sunt norocoasă. Foarte interesant. 14 iulie, vineri, va fi ziua ta de naștere. Zic bine, da, nu? Da. Vei împlini 38 de ani, mulți înainte. Mulțumesc la fel. Va fi o zi interesantă, zic eu, nu știu, zi-mi tu al. Va fi o zi ca oricare alta. Întineresc un an. Întinerești un an? Da. Mergi invers acum? Încă nu știu. O petrecere? Nu. Vom fi prinși cu treabă, da, cu proiectul. Chiar o să avem drum la Râmnicu Vâlcea vineri. Eventual... Petrecerea e la eveniment. Da, exact. După eveniment. Cei din conducerea Olchimului, cum au privit acest proiect, această acțiune a voastră? Da, trebuie să le mulțumim în mod deosebit celor de la Râmnicu Vâlcea, atât primăriei cât și Consiliului și celor conducătorilor de la HCM, care ne-au susținut în acest proiect. Chiar au fost foarte deschiși, ne-au ajutat cu tot ce am avut nevoie, cu tot ce au putut. Au fost încântați, bineînțeles, e un mod prin care se poate relansa și handbalul din Râmnicu Vâlcea. Am văzut că au un proiect foarte interesant în acest an, au făcut multe transferuri, probabil că și obiectivele sunt pe măsură și nu pot decât să le urez multă baftă și să sperăm că vom revedea la Vâlcea ceea ce a fost odată. Ne dorim cu toții. Doamne ajută! Spunea Radu Voimea despre tine următorul lucru. A fost o jucătoare care vorbea doar pe teren. Ce înseamnă asta? Nu știu ce am vrut să spun exact. Cred eu, am fost jucătoarea care nu am avut niciodată conflicte. Nu am intrat în conflicte cu nimeni. Nu... Liniștită la locul meu și probabil acesta este sensul. Iar pe teren mi-am făcut treaba, cred eu. Și... Nu, ți-ai făcut-o foarte bine. Chiar mă uitam acum și rememoram titlurile pe care le-ai câștigat. Goalgetter la Jocurile Olimpice de la Beijing. Să fii goalgetterul Jocurilor Olimpice nu e, da, de aici de acolo. Asta unul la mână. Argint la Campionatul Mondial din Rusia 2005. La fel, vicecampioană mondială în 2005. Și să nu uităm faptul că tu jucai și pe post de extremă stângă și pe post de extremă dreaptă. Adică, da, îți foloseai ambele emisfere, să zic așa, că dacă tot avem psihologul aici. La fel, ceea ce nu se întâlnește destul de des.
Felicitări ție, pentru că ai fost o mare campioană și încă ești mulțumesc pentru noi. Și spune-mi dacă mai ai momente în care te gândești la ce ai făcut tu pentru handbalul românesc, care să te ajute acum, în prezent. Orice sportiv are momente de nostalgie, să spun așa. Însă, bineînțeles că tot ce am realizat și toată experiența care o am în spate în handbal mă va ajuta pe viitor și în planurile pe care le am pe mai departe. Însă, toate acestea cred eu că au fost posibile și echipelor unde am jucat, oamenilor pe care i-am avut în spate. Adică toate aceste rezultate sunt posibile când ai în spate o echipă de profesioniști. Nu ești doar tu. Iar acel titlu de goalgetter la Jocurile Olimpice, tot așa, e și datorită echipei. Lăsați! Da, te ajută și echipa acolo, dar dacă tu nu ai prezență de spirit, nu știu cât de mult te mai poate ajuta bineînțeles. Și cei în spate. E și munca mea și meritul meu, dar e și meritul lor. Corect. Ce antrenor te-a marcat, Ramu? De la toți am avut. În bine sau în rău? Nu, de la toți am avut ceva de învățat. Am luat partea bună a lucrurilor. Niciodată nu m-am gândit că trebuie să judec lucrurile altfel. Am început handbalul la Zalău, deci pot spune că m-a marcat domnul Gheorghe Tadici. Acolo am început primii pași în marea performanță, să spun așa. Am jucat din 97 până în 2006, când am plecat la Râmnicu-Vâlcea, am jucat la Silcotub Zalău. Acolo am făcut pasul spre marea performanță. A urmat acei ani de vis la Râmnicu-Vâlcea, 7 ani, până la desfințarea echipei, să spunem așa. Și apoi m-am plimbat puțin prin țară, pe la Dunărea Brăila, 2 sezoane, la Ploiești, unde, din păcate, ne-am confruntat cu probleme financiare. Deși aveam o echipă frumoasă și competitivă, n-a mai ieșit nimic. Și la Dinamo, ultimul sezon, care tot așa, n-a fost să fie. Ce amintiri sau care e cea mai frumoasă amintire de care ți-aduci în acest moment, acum, amintiri care îți vine în minte? Ar fi multe. Multe amintiri și cu Olchim Râmnicu-Vâlcea, sunt multe momente care merită spuse, însă chiar n-aș ști ce să spun acum. Am câștigat și Cupa Cupelor cu Olchim Râmnicu-Vâlcea, ar fi foarte multe momente. Îmi aduc aminte, sincer, cu drag de echipa care am avut-o și de toți oamenii pe care i-am întâlnit acolo și care m-au ajutat pe mine în carieră. Asta este cel mai important, oamenii cu care ne întâlnim în viață și care ne ajută să ne atingem obiectivele. Te-ai gândit să și antrenezi la un moment dat? Da, m-am gândit. Probabil că o voi face. Are calități de antrenor, domnule psiholog. Orice calitate se dezvoltă, așa că... și risc să fiu și subiectiv acum, dacă îmi pui asemenea întrebări. Da, are calități, că altfel nu am fi pornit la drumul la care ne-am angajat după momentul evenimentului. Bun, dacă orice calitate se dezvoltă, ce facem cu defectele? Și alea se transformă cu bunăvoință și bune intenții. Da, ne-ar trebui și noi un psiholog aici. Așa cum sunt la mai toate sporturile cât un psiholog și cred eu că ajută enorm, cred că în toate instituțiile ar fi nevoie de câte un om așa cu mintea limpede să ne ajute detașat să ne rezolvăm lucrurile. Dragilor, vă mulțumesc foarte mult pentru prezența la emisiune. Vă doresc să vă iasă un eveniment așa cum vi-l doriți voi. Mulțumim. Și pe parte creativă așa și pe fie. Parte... Mulțumim și vă așteptăm și pe voi. Cu drag o să fim acolo. La mulți ani, Ramo, multă sănătate. Mulțumesc. Ce dorești de ziua ta, apropo? Sincer, am tot ce-mi trebuie. Nu știu dacă îmi doresc ceva. Nu. Sănătate și cam atât. În rest am de toate. Sunt fericită cu ceea ce am. Sunt împlinită. Bun, asta cred că e și un lucru care vine și din...
partea pozitivă de a vedea noi lucrurile, în sensul că, ok, cu toții avem părți pozitive sau mai puțin plăcute în viața noastră, dar cât vedem partea pozitivă, cu atât e mai bine, că ceea ce ea construiește. Bun, vă mulțumesc mult de tot pentru prezența la Zoom Sport. Vă aștept și cu altă ocazie, atunci când va fi și data de lansare a unui nou proiect al vostru. Vom reveni cu drag. Mulțumim. Și eu vă aștept mult de tot, la mulți ani. Mulțumim. Și un eveniment frumos să aveți. Așa să fie. Doamnelor, domnilor, aici se încheie emisiunea Zoom Sport. Rămâneți în continuare pe Dolce Sport, pentru că urmează știri cu Alexandra Popescu. Eu sunt Gianina Iacob și nu ne vedem săptămâna viitoare, ci peste 2 săptămâni. Zi frumoasă, la revedere!